Mai așteptăm un pic să vină ambulanța ca să-ți fac o injecție, da? Uf, Doamne. Cum? Respiră pe nas ușor. Ia uite și ochișorul cum mi s-a făcut. Ia uite, vine acum ambulanța. Deci nu mai pot să mai mișc mâna. Bine. Lasă-le, ia, dă-i cu... Dă-i cu uscat ceva. Suntem cazați într-o cameră foarte frumoasă. Wow! Să arătăm și camera un pic? Hai să arătăm. Deci uitați, avem acolo un perete mare, frumos, verde, cu pat supraetajat, unde a dormit Odine acolo sus. Și apropo de asta, scrieți-ne în comentarii dacă vouă vă place să dormiți aici, pe partea asta de sus. Eu am dormit și îmi place. Udine, ție îți place, tati? Da. Ce? De la 6 ani în sus? Mie. Da, deci tu te potrivești numai bine să dormi acolo. Bravo! Așa. Și astăzi o să merg la schi, dar totodată mă duc să călăresc! Erica va face o oră de echitație! N-am mai călărit de foarte mult timp și este dur! Sunt curios pe ce fel de cale ai să mergi. De la ce vreau, mare, mare. La frizian. Pe care? Frizian? Adică nu frizian, care... Mama, pe ce să călărească, mama? Spune tu! Că nu i-a fost cu ea să facă programarea. Eu am pe Bruno. Pe Bruno? Bruno fiind ăla micuț, da. Poneiu. Cum? Hai, eu și așa ai de gând să... Nu-i bai. Așa, în fâșul ăsta ai de gând să mergi azi la călărie? Da. Da? Nu, las. E bine așa. Hai. Da, mergi și la schi de asta. Bineînțeles. Hai. Hai. Aici e e carteluța pe care va trebui să o folosim ca să intrăm înapoi în camera. Nu uitați să apăsați butonul de like, bineînțeles, pentru că ne ajută și să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Hai să mergem. Unde mergem prima dată? La schi? La călărie? Wow, păi să mergem. Mergem la schi. Ok, hai, let's go, îmbrăcarea. Suntem cazați într-o locație foarte interesantă. E drăguț. Foarte confortabil. Da, e drăguț așa. Și baia este foarte curată, încăpătoare. Eu am mai fost la cozy rooms, doar că eu aveam 4 ani. Da, aici nu e cozy rooms, tati. Aici este alpin rooms. Și hai să vă vând un pont. Dacă mergeți vreodată să vă cazați undeva unde intrarea se face pe bază de cartel, unde e cartela cu tine? Aici. Cu cartelă din asta, adică, haideți să vă arăt cum. Aici. Când intrați, trebuie să pui așa și dă drumul, da? Și când intri, normal, cartela asta trebuie să o iei, să o bagi aici, în locașul ăsta. Pac, ca să ai curent. Noi am pus aici un cartonaș, vedeți? Un cartonaș care ține loc. Asta pentru că frigiderul ăla, teoretic, ar fi trebuit să fie pe un circuit separat, dar nu este. Și în momentul în care noi am scos cartela de aici, se decuplează curentul, se întrerupe tot, inclusiv frigiderul. Și avem nevoie de frigider. Da, pentru că avem acolo alimente. Avem acolo câteva alimente care, dacă le lăsăm așa, se strică, într-adevăr. Da. Da, gata, hai, să mergem la pârtie, ba nu, la echitație. Da, acolo. Acum! Eu te aștept să călăresc, că n-am călărit niciodată. Nici în 2023, nici în 2023, nici în 2024, 2021... Ieși afară, 2020. Hai! Ieși afară! Și mai avem puțin și ajungem. Ia uitați! Încă este zăpadă pe pârtie, boburile merg și da, suntem la plița! Sănătate! Stela! Da, hai să vorbesc. Alegem prima dată o cască pe măsură. Da, puteam să venim cu casca de la schi, Erica. Și nu mai era nicio problemă. Da. E ok casca? Da. Stă acolo cât de cât. Bă, dar tu vrei să alergi cu cam? Vrei să alergăm cu... Vrei viteză sau trap? Vrei viteză să alergi cu viteză. Nu știu, eu nu-mi dau. Cum e mai sigur? Sunt mare. Ia să-l vedem pe Codreanu. Nu, că-i mare. Dacă nu o schimbăm cu America, vrei? Ia să te vedem, Erica. Ia uite-o. Ia uite-o pe Mura. Hai. Cât e de frumoasă Mura.
Ai emoții, Erica? A, nu, a, puține. Puține, da? A, haideți să o vedem pe Erica călare. Ia uitați-o. A venit aici. Cum e, Eri? Gât, mâna stângă duci în lateral și tragi până te întoarci cu tot, ai înțeles? Da. Ai înțeles? Da, da. Tragi. Și acum mă lasă să mă vinesc, hai. Aici adunc în doamnele astea de la genunchi, trebuie să amortizezi cât mai tare, bine? Da. Să nu te coască fundul de așa. Deci vin că numai două degete fundul de așa, bine? A, acolo, hop, mai jos, stai mai jos, mai jos, acolo, așa trebuie să stai, da? Da. Hai. Ura. Ura, frate. Și-a început. Hai jos, mai jos, acolo, acolo, acolo. Stai acolo. Opa! Opa! Lasă-te, lasă-te mai jos, lasă-te mai jos, acolo, da? Hai. Și acum mergem să facem schimb de cal. Ierico, ce-ai pățit, tati? Ai obosit numai de la atât? Uite, ai de ales dintre ăștia doi. Uite, le iau o cheamă Shaggy Maggy. Da? Și pe ea o cheamă Elzba. Eu cred că cu Shaggy Maggy, uite, avem aceeași părere. Dar când te apropii, trebuie să fii așa hotărâtă, cu bucurie și să-i faci dragă, dragă. Hai, Cotrin, vină, vină, tati! Shaggy pe mine mă cheamă Erica. Opa! Bravo! Da, e foarte bun. Bărbat adevărat. Până aici, totul a fost bine, doar că, dintr-o dată, Codrin a început să tușească. Uitați! Spatele drept, capul sus, pieptul scos afară. Da? Wow. Uitați-vă un pic la Codrin, la fățuca lui, cât e de bucuros. Uite, e prima dată când se urcă. Dacă nu vă ascultă, folosiți accelerația de picior, da? Și din nou a tușit, lucru pe care nu l-a făcut niciodată stând în preajma cailor. A intrat în boxa cu poneiul, l-a mângâiat, l-a curățat, l-a îngrijit și nu a pățit așa. Însă acum a început să tușească, exact ca atunci când intră în contact cu câinele sau pisica. Însă nouă nu le-a trecut prin minte că ar putea avea alergie la cal. Ești ok? Tusea lui Codrin s-a agravat și abia aici ne-am dat seama că de fapt nu este de joacă și că trebuie să-l dăm repede jos de pe cal. Din păcate, Odine este alergic, se pare, și la cal. I-am dat acum picăturile ca să-i ameliorezi un pic starea asta, dar cred că va trebui să-l dăm jos pe el, din păcate. Cum a fost greu? Cam greu? La începutul e mai greu, pe urmă se schimbă, da? Da. Și imediat după ce l-am dat jos, Codrin a zis lui mami că simte ceva în gât, m-a strigat repede și când m-am dus și l-am pus să deschidă gura, efectiv gâtul lui era atât de umflat încât nu îi se mai vedea nimic. Practic el abia mai respira. În momentul acela l-am luat în brațe de urgență, am alergat cu el până la mașină, am coborât de la pârtie către spital, pe drum mama a sunat la ambulanță și ne-am întâlnit undeva prin oraș. Vă arăt acum. Din păcate starea lui Codrin s-a agravat. A început să tușească foarte tare și să nu mai poată respira și am urcat în mașină. Să ne treptăm spre spital, tati, mai rezistă, tati, vine ambulanța, da? N-am crezut că se întâmple asta. Încet, tati, încet. Am vorbit cu ambulanța și ne-au zis să așteptăm aici, să nu ne îndreptăm către spital. Așa că așteptăm acum să vedem într-un moment într-altul. Uf, Doamne. Cum? Respiră pe nas ușor, ia uite și ochișorul cum mi s-a făcut. Cum? Nu, nu-ți faci injecție, îți dă o pasteluță. Deci nu mai pot să mai mișc mâna. Lasă-le, ia, dă-i cu uscat ceva. Deci n-am pățit niciodată să ajung cu Codrin în starea asta, să nu mai poată respira. Acum pare că și-a mai revenit cât de cât. Cum ești, tata? Ești bine? Încet, încet. Ia, uzi, vine acum ambulanța. Vine. Nu ți-e frică, că nu se întâmplă nimic. Nu trebuie să încerci să respiri asta. Deci am ajuns la urgență cu Codrin. O, Doamne.
N-am pățit niciodată chestia asta. Cu Adriana a intrat un șoc anafilactic. Dumnezeule. Este bine cu Iuțu. Dragul de eu. Asta este o nouă lecție pentru noi. De acum, în afară faptului că nu va trebui să stea pe lângă câini și pisici, va trebui să evităm și taie. Cum sunteți, mamă? Trebuie să stați peste noapte? Uf, Dumnezeule! Ia uite-o, săracu! Acum îl transferăm de aici, de la resuscitare, într-o altă cameră, unde va rămâne peste noapte. Doamne, dar ce ochi ai, măi, tata! Te simți mai bine? Deci nu este de joacă cu alergiile. Noi n-am știut că Codrin are alergie la cal. Știam că este alergic la pisică, știam că este alergic la câine, dar niciodată nu ne-a fi trecut prin minte că poate manifesta o asemenea alergie și la cai. El a mai stat în preajma cailor. Niciodată nu a făcut cum a făcut astăzi. O, Doamne! A fost îngrozitor. Deci, îngrozitor. Ne-a sunat mamea din aur și ne-a spus că Odine se simte mult mai bine și vă mulțumim tuturor pentru mesajele de încurajare. N-am mai vrut încet să vin la schi, dar după ce mami mi-a arătat cum Codrin mănâncă și apropo vă arăt și vouă imediat cum mănâncă Odine, acolo la spital, ne-am mai tras așa un pic sufletul și am zis că să vin să mai dau de câteva ore aici pe pârtie, să mai uit de supărarea asta provocată de alergenii ăștia. Of, Doamne! Țuca, cum ești? Mai bine. Mai bine? Ce facem noi acum? Pupu mâncare de spital. Eu supă cu orez. Îți place? Da. E bună? Acum să nu ne judecați că noi ne dăm cu scurile, iar Codrin e în spital, să nu avem cu sărașul, că mama e cu el. Exact, mama e cu el și na, se ocupă de el cum se poate. Oricum, i-a vrea să fac o surpriză. Ce surpriză vrei să faci? Vreau să-i cumpăr. Vrei să-i cumperi ceva? Da, voiam să iau o sticlă cu o echipă din Barcelona. Ah, cu Barcelona? Da, Barcelona. Și... dacă se poate, îmi bat sticulețe din... Oh my god! Sticulețe în astea de fotbal? Da, cu albumul. Am înțeles. Ca să-și termine colecția. Foarte tare, bravo. Frumos din partea ta. Da, am să o ajut ca să-i cumpere. Dacă ea vrea să facă asta pentru frățiorul ei iubit, o să facem treaba asta. Ce să vă mai spunem? Nu vă mai spunem nimic, vă lăsăm. Vă mulțumim frumos pentru înțelegere și că ne sunteți alături. Și nu pot să-mi spun că dacă v-a plăcut acest video, pentru că nu are ce să mă placă faptul că Odine s-a internat în spital. Dar vă rugăm să apăsați butonul de like. Da, stă până mâine. Vă rugăm să apăsați butonul de like și, bineînțeles, să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Rămâneți sănătoși și aveți grijă de voi. Pa, pa. Și gata. Codrin va fi externat în câteva minuțele. Și bună dimineața! L-am îmbrăcat pe Codrin cu geaca mea pentru că a lui este plină de alergeni și nu vrem ca să-l... Nu știu ce facem cu mașina, că și scaunul e plin de alergeni. Da, într-adevăr. Ești pregătit să mergem? Da. Da? Bine, hai, să mergem.